Așa ziceam, în municipiul București, înseamnă că aceeași peste tot noi. Așa îmi face, deci, dacă zice așa, Olimpiada Națională de Matematică, da, așa este. Olimpiada Națională. Națională. Eu știu la asta că la un moment dat se băteau cu județele între ele și fiecare își făcea subiectele. Așa cum și profesor erau un umor. Și atunci s-au ajuns la concluzia, mai degrabă revenim ca fața județeană să fie centralizată și să fie acele subiecte acolo, nu se mai bate profesorii. Își făcea subiecte la clasă și a doua zi după dau un... Dar vedeți, eu și asta, cam, sunt subiecte puse. De la Rosul, de la Franța, de la Franța, am venit. Olimpiada, cum, zic, cum spune aici, cum spune aici, lucrurile cam așa sunt. Națională de Matematică. Etapa județeană, da? Și am ucidul București, da? Așa este. Așa că nu cred, domnule. De ce nu crezi că eu sunt 100% greu? Da? Da. Deci, aici la fața județeană nu se mai fac pe județ, pentru că era bătălia surdă între profesori. Știu bine, eu unul m-am așa la chestia asta, la fraza județeană, am fost responsabil la clasa 11-a, la un moment dat. Și eu, cu bătălie extraordinară. Cine? Eu am fost responsabil, fiind responsabil, cel care am ales subiecte, care a compus subiecte, care a făcut portata de răspundere. Și e criminal în momentul. Așa este liniște, n-au ce face, subiectele este aceeași peste tot în toată țara. Nu capim niciodată. Clasa a cincea, da? Problema nu. Problema... Doamne ajută să vedem ce... Are mai din gazeta matematică și altele sunt propuse aici. Sunt patru probleme. Un număr natural se micșorează. Deci un număr natural se micșorează cu 2017, da? Se micșorează. Cu 2017, dacă îi ștergem ultimele două cifre. Dacă îi ștergem ultimele două cifre. Care este lucrul? Care este numărul? Da? Care este numărul? Ai făcut pe asta? Te rog. Eu am scris ABCD, minus 2017 este egal cu AB. Număr natural? Deci un număr natural trebuie să fie mai mare, trebuie să fie de 4 cifre. De ce? Deoarece trebuie să scădem 2017 din el. Așa. Adică să trebuie să fie de 4 cifre ca să putem să scădem numărul de 4 cifre. Deci, un număr natural se micșorează cu natural, dacă îi se șterge ultimele două cifre. Eu nu știu câte lungime are. Are 4 cifre. Numai 4 cifre? Da. Deci tu spui așa, că a fost A, B, C, D. Da. Minus 2017. Se micșorează, dacă... Dacă cede-ul numai acolo. Da. Acest număr se micșorează cu 2016, adică A, B, C, D, după ce se micșorează cu 2016, după ce scădem 2016, ne dăm AB. Un număr natural se micșorează cu 2017, dacă îi se șterge ultimele două cifre. Deci,
El are o lungime, nu știu cât e lungimea. Deci are o lungime de 6, de 8 cifre, apar n-am. Și dacă îi ștergem ultimele două cifre, eu așa înțeleg, mă citim ăla, un număr natural. Se micșorează cu 2017, dacă îi se șterge ultimele două cifre. Poate fi 4.000. Poate fi și de 6 cifre. Deci poate fi și de 6 cifre, nu? Da. Deci, să zicem așa. 2, 3, 4, 5, 6. Și noi am șters astea două cifre. Deci după ce le-am șters pe astea, diferența dintre el și 2017 sau la el, dacă adunăm pe 2017, se obține numărul la început. Deci, când ne-am tăiat cele două cifre, practic, el s-a micșorat cu 2017. Da? Deci, din numărul ăsta... A, adică într-un fel. Când scade, spune, șterg două cifre, înseamnă că numărul din ea nu s-a micșorat cu... Eu s-a scăzut puterea cu 2017. Așa înțeleg eu. Adică, uitați, hai să facem așa. Da. 26.756, scădeți numărul ăla care l-ați spus, 2017. Da. Deci, 26.456. Scădem pe 2017. Deci și trebuie să fie... Nu. Și trebuie să fie... 264. A, 264. Așa, nu o să dea pentru că nu-i numărul. 2017 nu-i numărul. Bun. Altfel spus, la ăsta mișorat cu două cifre, adunând 2017, să dea numărul la început. Nu? Nu așa însemna? Dar ia. Altfel spus, la numărul de la început, adunând cele două, se fac 2017. Da? Deci echivalentul va spune, ca probă, 26.456 minus 264 sau să fie egal, cu 2017 plus 264. Da, pot să vă spun de ce mă simt mai dat de toate cifre? Bun, eu te-am înțeles acum. Gata, încep să înțeleg. Pentru că 2017 nu poate să fie două cifre, să îl adun cu niște cifre. Și deci, să dea un număr uriaș. Deci nu poate să fie o primă observație pe care o face Dare, este că trebuie să plecăm la un număr de 4 cifre. Da? Deci Dare spune așa, nu vă gândiți la un număr de 5 sau 6 cifre, că e o drăznaie. De ce mă gândi? Lui 2017 a adunat un număr mai lung de... Deci neapărat să fie din cât de cel mult 3 cifre. Da. Ca să rămână cu câte cifre? Să rămână cu... două cifre de, da? Două cifre de și să rămână numărul la început, da? Deci, tu spui că dacă l-aș lua din 5 cifre, uite, din 5 iau să lea. Deci dacă aș lua așa, 6.450... Păi l-aș lua până la numele de sus cu 5 cifre. 2, 4, 5, da. Am luat bine, da? Ei, 2017 plus 264 nu poate să facă niciodată 26.000, nu? De ce ea? Adică nu-mi lasă 200 lei, nu-mi lasă... Păi da, asta înseamnă că din ăsta scăzut. Adică 2017 plus un număr de 3 cifre, chiar dacă ar fi 999, nu poate să dea un număr de 5 cifre. Păi, deci un număr de 4 cifre plus... Au rămas 3 cifre, nu? 3 cifre după ce am tăiat. Deci dacă 999 acolo, dă 2, dă 3 nici ceva. Atât. Adică nu poate să dea un număr atât de mare încât să treacă de la 2 cifre. Să depășească de 4 cifre. Da, și 4.000 înseamnă
4, 5 și îmi spune să încadreze între 2. Sigur că da. Deci acum spunem așa. A, B, C, D, S. Este egal cu 2017 plus AB. Asta e generația. Da. Da? Deci AB, C, D. Da. Merge. O să vedem, o să vedem mandarea. Dar asta e relația. Deci A, B, C, D plus 2017 egal cu AB. Eu am scris așa. E același lucru. E același lucru. Adică de minus 2017, cum ai spus? Da, da, da. Iar în 2017 se face același lucru. Da. Este același lucru, da. Și acum zicem, uite, în loc de A, B, C, D, am zis că AB ori 100 plus CD. AB ori 100. Ea l-a desfăcut, dar nu contează cum ai făcut. Da, nu, da. Deci ori 100. Deci ori 100? Da. Pentru că văd AB-ul aici, ca să mă leg cu AB-ul acela. Da? Acolo ajungi, da. Ajungi tot acolo, dar eu, asta văd eu acum. Știi? Noi suntem acum pe poziții diferite, pentru că tu ai gândit într-un fel, eu văd altfel acum. Deci, faptul că am AB-ul aici văzut, îl las pe alte. Și atunci și pe ăsta îl scriu că AB-ul ori 100. Ar trebui să zic AB-C ori 10. Da, cam câte mai rămân. Poate. Sigur că da. Cât îți mai rămân, punem 0, da? Sau zic A ori 1000. Exact. Plus A ori 100. Dar eu zic A de ori 100 acum. Deci voi spune așa. A, B ori 100. Sau 100 de A de A, B. Plus C, D. Să facă 2017 plus A, B. Scadă un A, B. Cum? Scadă un A, B. A, B, stai să mă gândesc. A, B, 100 de A, B, A, B, scad un A, B din A, B, M. 99 de A, B, A, B. Așa, plus C, D. Este la 2007. Uite, domnul profesor, și acum eu am gândit să iau pe A, B, cum ar putea să fie, adică ce m-ar putea să fie el, încât să nu depășească 2017. Așa. Și m-am gândit că AB poate să fie de la 10 în sus și m-am oprit la 20, pentru că 20 ori 99, 2980. Și treceam 2017. Am luat pe AB ca fiind 10, era prea puțin pentru că cele trebuie să fie de două cifre. Apoi 15 și am ajuns la 20. Nu, m-am dus la 18, apoi 19 și apoi 20. Și 20 era singurul care mergea, deoarece scăzând 2016 din 20 ori 99, adică din 1980, dă un număr de două cifre. Da, eu zic așa, foarte aproape zic 100. Și A, B, ce formă să aibă, dacă e aproape de 100, să facă 2000. 20 ori 100 fac 2000. Cu controlul de aici și așa. Da? Deci, atenție, 20 ori aproape 100, că 99 e aproape de 100. 20 ori 100, dar iată și motiv am ca să mă duc la 20. Pentru că 99 ori pot gândi că la fie de aproape de 100. Nu? Și zic, 100 ori 20 fac 2000 aici. Și atunci mă duc deodată pe AB. Deci, AB e egal cu cine am spune? AB e egal cu... cine spun? AB e egal cu 20. Da. Și atunci, 20 ori 99, deci 99 ori 20, dă 9, 18, dă 9, 18, 9, 19. 2980. Da. Face 1980, da? 1980 plus C. Deci apare 1980. Plus CND. Da. Să facă 2017. Vom scădea din 2017 1090. Sigur că da. Și ne va da... Deci 2017 minus 1980. CND egal cu CND. 5. Face cât acum? 37. 37. Deci egal cu 37. Adică numărul să fie 20... 2037. Deci numărul căutat e acela egal cu 2037. Te-ai patriști.
Dar mai trebuie insista un pic. Cu 20 o mers, da? Dacă e 21, nu o să mai dea. Da, pe asta am scris, că am scris acolo 21, 99, care dă peste 2017. Și ajungând dintr-un pas în care era 15 nu mergea, am zis să nu mai fac 15, 16. Bun, dar dacă făcea observația asta, am zis că la 20 odată, 99, ca și 400, oricine, oricine, ce avea să păducă la 2000, decât 20. Grăbeai așa, ai analizat mai atent, ai crescut câte 15, 16, 17, nu știu ce, mai mult. Dar că dacă una mergea, să nu pierd. Dar nu, de acum crește, știi? Te apropii, o singură soluție este. O singură variantă. Că numai 99 privind doar ca 100 ori AB, ori 20, fac 2000. Dacă da, dar așa... i-au analizat mai mult și totuși nu la 7 duble. O la 5 din 7. Păi, și deși eu ajung la rezultat, așa i-o dat. Stai o secundă. Înseamnă... și singurul rezultat ăsta. Exact. Și singurul rezultat. M-am dat pe baia. Și atunci, care e motivul pentru care nu... nu i-o dat 7 puncte. De ce nu te-a dat? De ce este un mai departe? M-am uitat și la urmă. Aha. Am scris de ce. Deci se țin numărul de 4, 5. N-am făcut-o, dar mai zi atentă. Deci unui număr... dacă îți dai ultimele două cifre, dar nici așa e, dar de ce? De ce? Eu am început aici problema cu 5 cifre. Deci n-am vrut să merg cu 4, cum vă zise ABCD, că nu aveam niciun motiv. Iar m-a zis la ABCD că așa merge. Păi eu trebuie să merg cu 5 să văd cum merge. Și când am mers cu 5, am tradus-o în felul ăsta, prin un exemplu. Exemplul ăsta m-a determinat să fac asta, dar analiza nu este suficientă. Trebuie să fi mers cu ABCD 2, 4, 5 cifre și să tai egal mai departe cu 2017 plus alea 3 cifre și să faci dovada că depășește. Nu se mai încadrează. Asta e sigur că asta e sigur motiv. Ca să fii clar de ce la te oprești la ABCD. De ce nu mai mare? Și de ce nu mai mic? Da, e legat, s-a dus pe ABCD, așa o făcut. Nu, e mai mic deoarece... de mai mic, nici nu. Da, așa are 2007. Dar mai mare, mai mare de ce? Da? Deci, bun. Asta este acolo. Clar, da? Bun. Pentru că voiam să vii deci, da, analiza n-a fost completă. De ce? Te opri la numărul de... de ce vreau de... da. Și Ștefan a făcut 15 puncte. 6, 7, 1, 1. Da. Mergem mai departe. Problema 2. Am uitat să te felicit, Daria. O fac cu toată dragostea. Că 11, pe locul 11, din 67, este o poziție foarte bună. Foarte bun. Să mulțumim Dumnezeu că ai prins o zi bună și ai început să câștigi credere în tine. Dar încă ceva spun. Da. Dar ți-o spun și o spun foarte clar. Abia acum începe pregătirea de, pentru Olimpiade. Deci când ai văzut că poți... și putea mai mult. Da, când ai văzut că poți, înseamnă să te pregătești pentru la anul de pe acum. Fiecare zi, în fiecare zi, trebuie să făcute subiect. Fica mea, ca să ajung în clasa 6-a, să ia locul de pe țară, ca să ajung acolo, a 4-a și a 5-a urca continuu, ca la vârf, la vârf. Vă spuneam, era caiete de la nivelul biroului. Deci continuu, nu? Îți luci ce are mama. Tu te duci și lucrezi tu. Sunt colegi cât cuprinde. Și simți o nevoie ca și cum ai bea apă, să zicem.
E ai nevoie, ți-e sete. Ți-e sete de matematică. Ți-e foame de matematică. Te simți acolo minunat când ce să faci o problemă. Da? Așa trebuie să faci. Și se poate. Pentru că este un început bun. O spune că și-a dat. Da? Numai că trebuie să înțelegi tu. Deci tu să vrei să te simți în starea aceea de bine. Exact. Și să-i spectacol. Spectacol. Când ajungi. Problema 2. Da? Și sigur că adresându-mă ei, m-am adresat tuturor. Fiecare nevoie puteți trăi senzația asta. Și nu vă spun că am credere, David, de tine. Că poți. La fel și Horia și Andrei și tu poți. Numai voi stați așa scos pitiță, că o să vă văd. Dar puteți să ieși la scoanță. Că totul depinde de munca pe care le puteți. Aflați numele naturale prime ABC. Deci aflați. Am nevoie să citesc acum pe urmă. Nu știu nimic. Acum o citesc pe urmă, ca și voi. Da? Aflați. Numele naturale prime. A, B, C, naturale. Deci, linia prime. Dacă, așa am zis, așa am zis, avem să avem cuvânt. A, te iau cu B la a patra, plus C la a patra. Cel la treia. Și am mai mic egal decât A, mai mic egal decât 2017. Ce am făcut eu? Păi dacă e în anul 2017. Eu v-am spus că vă dă în 2017 și în anul 2017. Da. Sigur că ascultăm pe ea, că ea a fost în fața subiectelor acolo în stat. Te rog. Așa. Și m-am gândit eu. Am gândit să pun ce numele ar putea să fie B încât să nu depășească. Și ce numele ar putea să fie C încât să nu depășească. Să nu depășească pe cine? Pe 2017. Sigur. Faptul că ai menire de 2017, ea merge repede și zice unul mai mic decât 2017. Cine la a patra să facă mai mic decât 2017? Păi mai întâi primul. Și primul să facă. 2, 3, 5. Dar 5 la a patra face 625. Deci te-am vorbit maxim cu putință de 2017. Și atât. Atât. Deci 7 la 4 face 4 Unu, nu, nu, să luăm și luăm pe unul, da? Da. Dar ce înseamnă numărul prime? Înseamnă că se împarte la el sau și la el și la unul. La unul și la el însuși. Da. Și unul are numai pe el. Unul are pe unul și pe el însuși. Nu-i, nu-l prinde ca numărul prime. Unul și unul. Da? Deci aș zice că, oricum, întrebarea ta merge. Hai să luăm și cu B egal cu unul. Da? Dar fiindcă e pe la a patra, trebuie să vă spun că ne ducem cu maxim posibil. Și pe urmă ce ne rămâne dacă C-ul pe care îl găsim... Exemplu, dacă B e 1 și C e 1, o să dea 2. Știți? A, o să fie 2. Deci dacă B e 1 și C e 1, o să dea 2. A, o dă 2 și 2 nu mai e... 2 este număr. E prim și el, nu? E prim și el. E număr prim. Da. La 1 nu e. Unu. Și unul nu-i număr prim? Așa că nu-l luăm în considerare. Deci nu-l luăm în considerare. Bine, ne mergem mai departe. Și acum, la noi și pe ce? Deci mergem cu cine? Hai să luăm cu B. B poate să fie 2, 3 și 5. Deci, fiindcă B la a patra, chiar așa spune, B la a patra trebuie să fie mai mic egal decât 2017, care este A-ul. Nu? A-ul. Mai mic strict, chiar. Mai mic strict, mai mic egal, dar imediat și cel la a treia și de aceea suntem hotărâți. Nu poate să dea 2017.
Nu dă. Dar să mă apropie de 2007. Da. Maxim cu putință. Deci, înseamnă de aici că aur, berul, de aici rezultă că berea aparține mulțimii numerului 2, 3, 5, 6, da? Da. 2, 3 și 5. Și ce? Adică am zis pe vești ce? Stop. Stop. Și acum merg așa, Daria. Pentru B egal cu 2. 2. Atunci, relația devine A. A este egal cu 16. 16 plus C la 3. C la 3. Și ce mult trebuie să fie și în plin? 2 la 3, de exemplu. Dacă C este egal cu 2. Da? Ce mult și el trebuie să fie în plin. Deci, C, în clipa asta, poate să aparține. Poate aparține. Da? Aparține mulțimii valorilor. 2, 3, când cape până la 2017... 5 încape în copii? 5 la 3-a? 5 la 3-a, dar nu mai încape. Dar nu mai încape. 2, 3... 5... 5... 7... 7 la 3-a devine cât 49 ori... 7... Da... 12... 11... 11... 7... 5 la 3-a, 25, are mai mulți divizori, nu-i număr prim. Cum? 3 la 5, prim? A, mă gândeam... 5 o să fie primul. 5 o să fie primul. Da? 7, 11, 11 la 3, 121. Ori 11. Până aici, da? Bun, și acum zicem. Să dăm B egal cu 2. Și zicem, C-ul luăm acum, C egal cu 2. Da? A egal cu 2, C egal cu 2. Și atunci rezultă că AU asume așa. 16 plus 8. Și o să dea 24. 24 diferit de număr prim. Da. Da. Deci 24 nu-i prim. Deci nu este prim. Da? Pentru că unul nu-i prim. Așa. Este număr prim. Păi poate că să fie 3 la 3. Ar trebui să fie egal cu 16 plus 27. Poate. Dacă nu sunt toate prime, nu. Poate nu mai le prime. Adică 24 nu-i bun. Nu-i bun. Auzi, 24 nu-i bun. Adică trebuie să fie prim. Trebuie să fie prim. Și ar trebui să... Păi, da. Păi, uite, au aici nu ți-a dat prim. Păi, da, da, vreau să zic că nu trebuie să mai trebuie să la fundal pe B și pe C în cazurile astea. Dacă spui ne amândouă, avem o șansă să fie și la pe el. Și ce la pe el. Păi, dar nu, trebuie să fie dacă B dă prim și C dă prim, atunci și A o să fie prim. Păi, da, valică. Păi uite, 24 aici, 24. 5 plus și 7 dacă aș da. 5 plus 7 e 12, au nu mai e prim. Și 5 și 7 e prim. Deci, B-ul îl lăsăm 2 și bătuneam. C-ul egal cu cât 3. 3 la 3, 27, 16 plus 27, o să dea 43. 43? 3, da. Da, e prim, e prim. E prim. La 7 nu se împarte la 3, nu se împarte la 2 cu siguranță. Iată triplul. Deci în clipul asta, A egal cu 43. 3 soluții. B egal cu 2. 2. Și C egal cu... Cât am ascultat? 3. 3. Iată primul triplul. Ok, asta e. 5 la 3 a 2. Da. C-ul egal cu 5. A este egal cu 16 plus 125. A este egal cu 141. 141. Oare o fi prim? Nu, se bate la 3. Se divide la 3. Nu. Și salut. Nu face. 7. Adică o să facem așa 3 cu 2, 3 cu 3. Da, nu e așa de mult. Adică C-ul poate să fie de 5. Ce te speri? Să te speri. Nu, nu mă speri. Asta e se problema. Dar mult. Păi, dar eu avem B. La 15 calcule, la 15 difuz. B-ul poate urca până la 5, atât. Păi, nu există așa ceva mai rapid, mai rapid. Nu, păi, există rapid, dar rapid, ce rapid ia. Caută tu. Parcă l-au ieșit. Dar poate să urmă jumate să stai acolo. Sigur că da. Adică, da, mai timp. Numărul de cercă nu-i mare. Da? Deci ce e egal cu cât? Cu 7. 7 la 3 am 41, 7. Eu habar n-am voie și te vorbim și așa ceva. 7 la 3 am? 243 parcă. 243? Da. Ia să vezi, cred că are dreptate.
343. Că 6 și cu 3, 9. Nu. 359. O parte la 359. O fi prin? Da. Ești prin 17. Da. Nu știu. Nu sunt poate nu la 3, nu se poate la 3, nici la 2, nici la 5, nici la 7. Este la, de ce la 7? La 7 o să poate. Intrăm de 5 ori și acolo el nu mai poate să intre. Deci de 5 ori aici. În 17 nu intră. La 7, nu? Nu, la 11. 11. Nu merge, la 13. La 17. La 17 merge. La 17 merge. 17 încercăm la, după 17, 1347. Acum să vedem ce să facem. Se parte la 3. La 3 se parte. 7 plus 3 de 10 și da, se parte la 3. Nu la 3. La 3 și la 3. Ok, deci am găsit doar 2. Ați mai schimbat doar 2 copii. Și acum ne ducem la B egal cu 3. B egal cu 3. Pentru B egal cu 3. Pentru B egal cu 3. Ce o poate să fie același lucru, nu? Ce vrea aceeași? Ce vrea aceeași? Ia la capăt. Dar ce ocupați să scrii 11 pentru B egal cu 3? 3 la 4 la cât e? Nu, nu poate pentru că 3 la 4 e 81. Nu? Acum da, poate. Poate, poate, nu? Nu, o să mai vedem pe tarse. Poate, poate, pentru că era 1000. S-ar putea să nu mai putem urca. La 11, nu? Putem acum. Da, putem. Putem urca. Da, da. Deci pentru B egal cu 3 au de bine 981, nu? Da. Plus? 81 plus ce la 3? Plus ce? Plus ce-ul câte e 2, da? 2 la 3, 81 plus 8, care? Ce-ul 2? Da, scrie sau? Ce-ul e cam cu 2, am urmă, da? Plus ce la 3? Da. Face 89. Da. Da? 89 fi prim? 89 fi prim? 9, da. 7, 11, 13. Dar cât ori cât se fac 80 și... A, păi dar nu, 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 îi se poate. Gata. Da, da. Așa de fiecare. Am găsit A egal cu 89, B egal cu 3 și C egal cu 2. Încă o trebuie. C egal cu 3. 3 la 3 la 5. A egal cu 3. A egal cu 89 plus 28 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 pl
Am găsit o soluție, da. Soluție, da, aveți trei până. Dacă băi, cum să mai meargă? Cum să nu meargă? Băi, cu 5.
O să fie 5 la 4, face 6. Și atunci, au va fi egal cu... 7,25. Și merge și unul. Da. Plus... CU2, da? CU2, da. 8. Plus 8 acolo, o să... 6,33. O chestie cu 2, dar... 4,33... Nu, se fac 3. Bine, acum... B egal cu... 5. A. Ce egal cu 3? 3 la 3, 27. Ce egal cu 3? 625. Au, au, e egal cu? 625 plus 27. O să dea un număr cu 2 la sfârșit, ceea ce înseamnă că sunt 4 la 2. Așa, nu și mai trebuie să calculați. Ce am făcut acolo? O să dea un număr cu 2 la sfârșit. Da, 5,712, ca să divide la 2. Și ce e egal cu 5? 5 la 3, 125, îți dau număr cu 0 la sfârșit, ce nu se poate. 625 plus? Plus 125, îți dau număr cu 0 la sfârșit, deci sunt 4 la 2. Deci face cu 0 și nu se niciuna. Aici niciuna nu se fie. Nu, aici nu se fie niciuna. Ce e egal cu 7? Da. 7 la... 3,43 3,43 3 plus 5 de 8 la sfârșit și o să fie 4 la 2 nu se fie niciuna 7 de-a 11 de povară 11 plus 5 plus 6 6 de 8 plus 6 6 de 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 6 6
celălalt tot după limbal. Și sunt foarte la doi. Suma două numere limbale și sunt două. Bun. Și acum pe care trebuie să mai luați? Păi, niciun am repus-o tot. A, da? Da, deci, când am mai trăit? Deci, când vede 2, când vede 2, sunt 2. Când vede 3, e 1. Și când vede 5, e 0. În toată zi, asta a fost rezolvarea. N-a fost să plecă. Aici, v-ați mai făcut copii. Aici, nu a făcut nimic. O luat un punct. Nu se poate. Nu știu ce-o scris. Uitați-vă, știi. Eu așa am făcut, am pus B, l-am luat 2, 3 sau 5, l-am pus acolo ce poate să fie C-ul, l-am scris. Dar n-ai făcut analiza pe care de așa. Mereu când la clasă stăm de vorbă fațașului, îl spune așa. Bun, ai văzut așa, dar acum începeți, mă doar, asta toate celelalte, asta toate celelalte. Exact ce spunea Davide, dar ceva mai rapid, nu o aveam. Recunoaște, el era și pe 1. Da, el a luat și pe 1 cal. Am plecat și cu 1. M-am gândit și nu îl vrem mai dacă tot cum. Da, zi 1. Da. Asta m-am gândit. La punctul C, ea a luat un punct. Ea n-a înțeles de ce-i vorba. Am scris și pe a luat un punct, ok. La a treia, problema a treia. Ea n-a înțeles exercițiul. Am luat un punct. A luat un punct ca și așa. Problema a treia. Pe așa. Considerăm mulțimea mare. Deci fie A mare, egal cu mulțimea elementelor 1, 2, 3, și așa mai departe, până la 2017. Determinați numărul submulțimelor lui B cu 3 elemente care trebuie să multe în condițiile. Deci, mulțimile lui B care aparține lui A. Deci numărul submulțimilor lui B care sunt incluse în A. Asta înseamnă submulțime. Submulțime înseamnă o parte din asta. Eu am înțeles acolo că este o altă mulțime de... Păi dacă e inclusă în ea, submulțime, o parte din ea. Păi, nu mă înțeleg de ce e submulțime. Submulțime, uite, o submulțime. 1 și 2, de exemplu. 1 și 2, 1 și 3, 1 și 4, 1 și 5. Două elemente. Dar aici autorul a spus... Numărul submulțimilor cu 3 elemente. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Determină numărul submulțimilor cu 3 numere naturale, așa. Să vedem ce condiția. Da, da, amin. Să citesc, să vedeți, dar ea n-am înțeles deloc așa. Ea n-am înțeles deloc. Determinați numărul submulțimilor, zice. Determinați. Numărul submulțimilor. Mulțimilor. Determinați numărul submulțimilor B
inclus în A. Da, ea înțeles B aparține lui A, dar nu mai contează. B inclus în A, adică o parte din B. La nu, dar știam că e B inclus în A. Cu trei elemente. Cu trei elemente. Dacă spune că este A, 3A și două nu, cel puțin două numere consecutive. Care îndeplinesc, nu dăm condițiile, dar B are cu trei elemente, nu domn profesor. B are patru elemente. Hai să vedem. Acolo patru sau mai mult. Hai să vedem. Nu aș vedea. Cu trei elemente. Cu trei elemente. Dacă vă uitați la condiție, spune că imediat ajung. În B este A și 3A și cel puțin două numere consecutive. Așteaptă date. Deci spune cu trei elemente. Cu trei elemente. Da. Deci, mă rog, cu trei elemente care îndeplinesc cele trei elemente. Asta. Printre submulțimi, submulțimea poate fi mai, cu trei elemente, adică printre elementele acelea să fie trei din ele, cu trei elemente, ce îndeplinesc? Condițiile. Simultană, cu ei ce? Sigur, neapărat. Condițiile. Amin. Cel puțin două elemente din mulțimea B sunt numere naturale consecutive. Cel puțin două din elementele lui B, cel puțin două mulțimea B, sunt numere naturale consecutive. Naturale sunt, da, se vede. Ce înseamnă cel puțin două din ele se consecutive? Adică B și B. Ar putea să fie și al treilea. Poate să fie și al treilea, poate să fie și al patrulea. Ar putea să fie și al treilea, dar cel puțin două trebuie să fie. Și deci cel puțin două și mai exact și A și treia. De la două din ele pornim, dar poți fi și 3 și 7 și 9 și 9, dacă sunt acolo. Și acum, după regulile astea, imediat așa că și încă ceva. B mic. E lista A din B pentru care și e lista A din B. Deci există A în B. Așa. Pentru care 3A aparțin în B. Adică îl pun pe A în B dacă se află multiplul său. Da. Acum adică dacă îl pun pe 9, trebuie să-l pun și pentru A și pe A. Dacă îl pun pe 9, îl pun și pe 27. Sau pe 3. Atenție! Există A în B pentru care treia aparțin lui B. Dacă ai 9, dacă ai 27, dacă dați exemplu cu 9. Dacă ai 1, trebuie să fii și 3. Ei, da, dar nu, doamna a spus de 3A să fie 9. Adică poate fi 3. Bine, dacă domnul profesor te referi la 3A să fie 9, da, atunci, la regulile atunci ai 3. A și 3A. Oricum, tu mai înțelegi. Hai să mai știm o dată. Face elemente. Dar ea nu poți să mai numai. Nu așa. Trebuie să înțelegem. Deci câtă vreme n-am înțeles, nu mă pot apuca de ghiști. Corect. Deci, în mulțimea B, care e o parte de aici, trebuie să înțeleg că trebuie să pun cel puțin două numere consecutive.